auzi o coda la prună, da pălinca-i tare bună. N-am pus eu coda la prună, da pălinca-i tare bună. N-am pus toarta la căldare, la 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 la, da pălinca-mi place tare, la 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 la. Anua esta o fost prune, n-am avut în ce le pune. Anua esta o fost prune, n-am avut în ce le pune. Le-am pus la vecina mea, alai lai la 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 la, să pun mere ies la ea, alai lai la la la. Pălincuța din oiagă, tete limbile dezleagă. Pălincuța din oiagă, tete limbile dezleagă. Și-a vecinii-o dezlegat, alai lai la 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 la, ce bătaie am căpătat, alai lai la la la. Alai om ce-a ști să-mi spună, cine-o pus coda la prună. Cine-o scos zama din iemă, cine-o învățat abemă. Că-i și bună, îi și duce, la lai lai la 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 la, de bei numai cât poți duce, la lai lai la la la. Dar de bei păstă măsură, la la lai la 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 la, nu-ți mai poruncești la gură, la lai lai la 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 la. Nu știu cine a pus coada la prună, e clar că eu am pus-o la cireașă. Asta cu prunele nu mă pricep, de la cireșe sunt prima. Cireșa. Da. Da, l-ați auzit când îl v-ați bunut pe Felix Gălan, servus Felix. No, servus Toc. Foarte greu. Și bună dimineața, bine v-am regăsit, pentru că eu am mai fost la Transilvania Luc și vin cu cea mai mare plăcere de fiecare dată. Ne bucurăm. Și m-am uitat că aveți un platou foarte, foarte colorat și trebuia să vină și unul mai alb, așa, cu negru un pic. Un echilibru, ceva. Ce părere ai de cine ți-a interviu? Păi, părerea mea e că mai târziu o să fii și tu la fel de alb ca mine. Perfect. Urmează, după ce-mi fac asta, mi-au și eu un costum și mă apuc de cântat. Bineînțeles că nu pot să fac asta. Dar spune-i cucu la domnul Felix, de ce ești tu vopsi blond? Ca să știe. Cred că... Așa te recomanda medicul, știu. Nu, mi-a recomandat un creier, m-a pus să fac un pariu. Când faci pariu cu femei și nu-ți iese, dar trebuie să te ții de cuvânt. Să știi că se mai întâmplă. Mie mi se întâmplă de tot pariuri pe care le pierd, fac și tot cu femei. Probabil am o problemă. Da, dumneavoastră, având părul de culoare deschisă, el a zis să vă primească așa cum trebuie. Eu vreau să intru la un moment dat în platou cântând Cine aude cucu Sara, știi, da? Perfect, bună nu, și asta. Lăsăm pasta cu pruna, pentru că anul ăsta s-a făcut prune. De nu le mai trebuie la oameni o vreme bună să culeagă prune, că s-au săturat, cred că. Corect. De când această înclinație pentru muzică populară? Ca să începem așa, clasic. Având în vedere că întrebarea asta e foarte comună multora dintre soliști, toți încep așa de când eram copil, da, la grădiniță. Ei, cam așa ar trebui să încep și eu, pentru că la noi în familie se cântă. Fratele meu, Andor 2, și el cântăresc destul de, cred că îl știe foarte multă lume. Mama ne cânta. Dintr-o conjunctură am ajuns la o casă de cultură, George Coșbuc din Dej, unde am avut un îndrumător bun și de acolo încolo am intrat, pot să zic, într-un program mai concret de pregătire în ceea ce se numește muzica populară. Eu am o curiozitate. Care a fost chiar prima piesă pe care ai cântat-o, Felix? Când eram mică, de exemplu, pe mine mama m-a învățat aia cu Ioane, Ioane, toată lumea doarme. A fost prima piesă care am cântat-o. Deci prima piesă care eu mi-amintesc că am cântat-o și am cântat-o așa, din inimă și chiar prima piesă. Păi dacă derulez undeva foarte, foarte în spate, prima piesă, noi ascultam foarte mult Banat pe vremea respectivă, au invadat muzica bănățeană, a invadat Ardealul și era o melodie, mă trimăs mândra la coasă în câmpul cu iarbă deasă. Mă trimăs mândra la coasă, la 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 la, în câmpul cu iarbă deasă, la 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 la. Pă când am venit acasă, la 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 la, n-am găsit a mea nevastă, la 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 la. E o satirică, o comică, așa cum știm noi românii să facem totdeauna satiră în ceea ce înseamnă folclor și muzică.
O melodie care, de care ne-am legat cu multe alte melodii bănățene și eram chiar chemați la toate nunțile, evenimentele din sat de la bunici, de la Valea Gujii, unde am copilărit o vreme, pentru că eram condimentul nunții. Vedeai acolo o orchestră mare, oameni mari, sănătoși, voioși și apăreau doi puștani pe care trebuia să-i urce pe niște scaune să-i vadă nuntașii și cântam un program de 4, 5, 6, 10 melodii. Era ceva interesant să vezi niște puștani că țin în spate o orchestră și se duc și leagă melodiile de oaltă și lumea joacă și se distrează. Ce părere ai despre, scuză-mă, Adrian Cuclu. Nu face nimic. De când ești blondă nu mai pui întrebări bune. Okay. Ce părere ai despre Vara nu dorm? Știi piesa, nu? Da, știu piesa, pentru că am fost la mare și am fost invadat de decibeli. Uite, n-am întrebat niciodată ce părere are un cântăreț de muzică populară despre Vara nu dorm a lui Connector. Eu am o părere foarte bună și cred că o gândit-o, nu știu, a fost poate o inspirație de moment. Vreau să știți că și eu am făcut muzică ușoară la un moment dat. Da? Aveam un quartet vocal, două voci feminine și două masculine. M-am bătut un pic cu morile de vânt, umblând prin București și pe la alte televiziuni astea noastre multinaționale. Și mi-am dat seama că totuși folclorul, dacă poți și spui ceva și cânti live, nu poți să minți. Pentru că stai în două picioare în fața unui public care te notează foarte repede. Și dacă îți faci treaba bine, notația e bună și te duci înainte. Tocmai de-aia putem să-l întrebăm pe Connector ce părere are despre folclor. Cine a pus coada la prună, de exemplu. Sau dacă tot te-am ei, întrebat cu Connector, cred că am fost în emisiune la voi, am fost ceva timp în urmă. Ah, la colegii noștri de la da. Tonic. Da, 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 da. Dar, nu, așa, pentru cântăreț de muzică populară, care se naște cu asta, care simte... S-aude 12. Muzica ușoară asta, nu pare un pic cam ușoară? Ca să zic așa. Adică Vara nu dorm, la, la, la. Acum depinde dacă ai ceva probleme de sănătate. Asta noastră e mai grea. Și echipul. Dacă nu dacă ți-e interzis să ridici, e bine să nu te legi de muzică populară. Mai bine du-te cu aia ușoară. De ca aia cu băutura, da. Dacă îți face rău, las-o. Nu, eu sincer, eu mă bucur pentru muzica ușoară de pe piața românească. Mă bucur că aud tot timpul muzică bună, hituri noi, care prind și le văd, participând la foarte multe spectacole în țară. Bineînțeles că printre folclor sau... folclorul ca și condiment, așa cum am venit la voi aici să mai schimbăm puțin și sub o altă formă emisiunea, știu. Da. Văd show-ul lor la scenă și văd că are succes și are priză. Dar și muzica atunci... populară numai din pasiune se poate face, mă gândesc. Eu cred că așa trebuie să pornești. Să publicul și să faci numai așa. Sunt foarte mulți care mai păcălesc, da. Îi ajută tehnica. Dar când ajungi la cântatul ăla live, chiar nu mai poți să păcălești. Nu mai merge. Da. Înțeleg. Pentru că văd la muzica ușoară că nu e chiar din pasiune la toată lumea. E doar așa, să fim cunoscuți, să avem un pic de glorie, un pic de bani, să avem multe gagici și o mașină faină. Cam atât se reduce la stupid. Și în muzica populară, eu predau la Școala de Arte Tudor Jarda Cluj, secția externă, deci predau canto popular și teorie. Și muzica populară apar foarte mulți, brusc, la 20 și ceva de ani, că vor să facă muzică. Nu știu din ce... cauză. Probabil că tot așa, se reperează la buna starea unui solist sau da. Ce bani să face în muzica asta. Sau în... Dar nicio legătură cu muzica. Ei, când pornești în ideea asta la drum, atunci ai o problemă. Corect. Îți mulțumim, Felix Galan. Te mai așteptăm la noi în emisiune. O să ne mai cânte mai pe final de emisiune. Bineînțeles că nu mai se pe final așa. Am o melodie. Ce am avut, Doamne, în cap atunci când m-am însurat pentru cei care vor să se însoare acum. Asta se potrivește și cu mine acum. Ce am avut, Doamne, în cap, de mi-am pus în cap, asta vopsea, din cap. Vopsea în cap. Da, exact. Mersi, Felix, o să ne cânte mai încolo. Botezan, așa mă pișcă capul. Te rog, preia legătura că iară plâng. Da, până colegul meu Adrian Cucu se face o blondă simpatică și dulcică și deșteaptă, vorbim despre nutriție cu Sandra Mureșan. Bună dimineața, Sandra! Bună dimineața! Am aici un coș cu fructe. Fructe și cu legume. Și cu legume, da. Fructe de sezon. Ce e bine să mâncăm, ce nu e bine, cât? Da. Văd că ai pus exact ce te-am rugat, perele, strugurii, perele cam anemice, sinceră să fiu, dar ce n-ai pus bine, acum știu că trec de la fructe la legume, dovleacul. Eu spuneam de dovleac și tu ai pus dovlecelul. De ce spun asta? Pentru că vreau să insist pe dovleac,
acel bostan de care știm, dacă ăla e caracteristic de toamnă, dovlecelul săracu e bogat în apă și câteva minerale. Scuzați-mă, eu am făcut cumpărăturile și am vrut să mergem pe lucruri finuțe, finuțe, da, am observat, am observat și perele și dovlecei. Perele sunt bio, da, am, nu sunt alea. Ok, dacă sunt bio, ok. Cu steroid. Așa, și dacă tot am observat încă din, din spate dovlecei, o să încep totuși cu dovleacul, pentru că ăsta e foarte important și nu este destul de băgat în seamă, părerea mea. Deci vorbim de bostanii aceia portocalii frumoși, da? Tot ce-i portocaliu, asta să știți de la început, și e frumos, coșul nostru de fructe este colorat, conține antioxidanți, beta-caroten, alfa-caroten, și asta trebuie să știți, antioxidanții sunt foarte la modă, se vorbește foarte mult de ei, au efecte anti-îmbătrânire, au efecte anticancerigene, foarte important. Să știți că tot ce spun acum este caracteristic cam pentru toate fructele și legumele de care vorbesc. Dar despre dovleac efectiv, lumea nu știe, nu-l prepară suficient de bine, să zicem, suficient de mult. Se pot face compoturi, prăjituri, se poate face copt. Ca valoare nutritivă, să știți că este destul de slab nutritiv. Adică la 100 de grame de dovleac avem 38 de calorii. Asta vă spun, este foarte puțin. Eu am făcut clătite așa, americane și supă de dovleac. Foarte bine, da, foarte bine. Și este o supă cu scorțișoară foarte bună. Nu avem timp să dăm rețete. Super. Și eu știu o rețetă, așa, Sandra, de dovleac la borcan. Și știi cum, știi ce gustare exact de ananas. Mă bucur. Uite, văd că totuși dovleacul e destul de cunoscut. Că nu suntem chiar fraiere ăștia. Da, corect, corect. Așa. Și are efect foarte bun pe tubul digestiv și el este anti-îmbătrânire. Asta mă refer la fruct. Este vorba de pulpă. Dar să nu uităm aici și semințele de dovleac. Foarte bune, foarte sănătoase. Anticancerigene, antioxidante și ele. Antiparazitare. Să știți că din sâmburii de dovleac se dau la copii și la adulți. Se fac sau se dau ca atare pentru viermișori intestinali. Atenție la pacienții, la bărbați, în afecțiunile prostatice, cine să fie atent, în afecțiunile vezicii urinare, da? Se face uleiul de dovleac, binecunoscut ulei și scump și rar de dovleac, care conține, da, deci este un ulei rar, conține vitamina E în cantitate foarte multă, 40% are vitamina E, deci haideți să folosim cât mai mult din dovleac, mai ales că acum începe sezonul. Bine de consumat, acum, adică acum nu chiar, pentru că avem vremea asta superbă, după ce dă prima brumă și este mai dulcișor, da? Ok, da. Deci puteți mânca dovleac liniștiți că nu vă îngrășați. Bun, vorbeam în spate cu domnișoara de la fitness și zicea să nu vă spun de, să nu vă induc în eroare să vă spun de struguri că ăștia îngrașă și ce ne facem cu fetele care vin la sală. Totuși, vreau să precizez că strugurii și perele au dulciuri multe, dar așa sunt făcute că sunt, dacă mâncăm, să zic, o pară, da, un exemplu, da? Insulina se eliberează treptat în organism, deci ce vreau să spun? Zahărul stă destul de este bine prelucrat, nu solicită foarte tare pancreasul, deci se poate mânca și de către pacienții diabetici. Nu crește glicemia brusc, nu? Nu crește glicemia brusc. Indice, da, perfect. Uite că tu ești foarte instruit. Ești curios. Ești curios, dar multe, văd că știi foarte multe. Așa sunt moldoveni. A, el este moldovean. Am înțeles, am înțeles. Perfect, așa. Deci, să revenim. Putem să mâncăm struguri, putem să mâncăm pere. Perele, să știți că se dau și în curele de slăbire, tocmai din cauza acestui indice glicemic, da? Au efect laxativ, au o multitudine de vitamine, deci să știți că și strugurii și perele au efect antiastenic, care vă simțiți mai cum să spun, depresiv. Elegant. Nu depresiv, astenici, mai morocănoși. Dimineața mâncați o pară, mâncați un strugure, că vă crește potențialul, da? Așa. N-am știut. Da, da, deci au efect, da, pentru sistemul nervos, da, foarte bun. Mai ales că vine astenia de toamnă. Tocmai, de asta le-am și ales aceste fructe, să vă spun ce ar trebui să facem, da? Vreau să dărâm, apropo de pere, un mit. Nu știu de ce, nu se recomandă la gravide. Conțin nitrit. Nu știu cât nitrit conțin, dar vă pot spune că conțin acid folic, asta este vitamina B9, care se dă în primul trimestru de sarcină pentru a preveni malformațiile de tub neural la copii. Deci, doamnele însărcinate, le rugăm să mănânce pere, nu este nicio problemă, da? Ok.
Și mai vreau să precizez așa, sigur, tot ce trebuie făcut în viață, inclusiv în nutriție, în viață, trebuie să fie moderat. Deci, să mâncăm pere, să mâncăm struguri și ca și pacienți diabetici, în moderat. Ce înseamnă moderat? În jur de 300 de grame pe zi. Așa ceva? Nu. 300 de grame de struguri ar fi... Cât? Trei căni? De kilogram. Trei căni. Nu, trei căni, dacă îi puneți trei într-o cană, da. Deci cam atâta, cam atâta, da? Da. Ok? Și trei pere mari, nu perele astea bio. Astea șase pere bio, da? Șase pere bio. Așa. Da. Ești sigur, sigur. Precum stelele pe cer. Da. Bineînțeles, nu de dumneavoastră. Fiecare zic, cu părerea lui, și da. Zicea acolo să mâncăm de 5 ori o porție de fructe pe zi. Nu prea avem timp să mâncăm de 5 ori o porție pe zi. Deci asta zic. Deci e un pic deplasat domnul din ziar. Un pic deplasat. Nu știu cine e domnul din ziar, dar trebuie să le rămurim. Nu putem să mâncăm. M-am gândit, în primul rând, nu mai ai poftă de mâncare dacă mănânci numai fructe. După care, ca să fiu sincer, la unii li se face foame. Toată ziua. Cum? Da, oh, da, da, da. Și acest, da, da, da. Un oricum aspect. Le mănânci ca masă separată, din câte știu. Eu da, nu ca da. Și desert. Se mănâncă fie dimineața, cine nu are probleme. Uite, eu, chiar cum spune. Eu mănânc seara un măr și nu mai dorm toată da. Noaptea. Nu mă șură din cameră. Dar el e un sensibil de asta. Așa. Sau le mâncăm pe post de gustare. Le mâncăm la un interval de 3 ore de un prânz sau ce-o fi, să zic la ora 5. Da. Deci, deci este corect, este corect. Da, sau le putem mânca la și masă separată, da? Bun. Și două cuvinte despre struguri, neapărat. Da. Nu știu dacă știți că ei conțin unul din cei mai importanți antioxidanți, resveratrolul, care este numit elixirul tinereții. Și să știți că este folosit atât în creme, în medicamente, da? Atât pentru frumusețea feței, a tenului, că acum sigur să vorbim și despre asta și despre domnișoare, au efect depurativ, ce înseamnă? Elimină lichidele, deci atenție doamnelor și anticelulită, dacă îi mâncăm în cantitate moderată. Se folosesc, am zis, în creme, în produs, așa. Și încă un aspect extrem de important la struguri, așa zisul anticoagulant natural. Deci au o substanță, atenție cei hipertensivi, atenție cei cu boli cardiovasculare, foarte, foarte bun, dar cu condiția să le mâncăm cu coajă. Aceste substanțe se găsesc în special cu coajă. La unele specii de adică tipuri de struguri, nu-i foarte plăcută coaja, dar dacă vrem să fim sănătoși, să o mâncăm. Și sâmburii. Se face ulei din sâmburii de struguri. Tot ulei așa, tot așa foarte bun, scump, da. Sigur, tot ce e bun e scump, ca hai. Să zic așa, dar uite câte calități aduc și strugurii, da? Bun. Ce mai avem în coș? Mai avem sfecla, sfecla roșie, da, care e tot așa de sezon. Sfecla roșie conține vitamine din grupul B, conține fier, conține calciu, deci foarte bună pentru anemii. Aici îmi place mie să precizez foarte mult că nu-și pierde calitățile sfecla roșie prin gătit, deci atenție, o putem mânca fie sub formă de suc, dimineața să bem un suc, cine ne suntem anemici, sau poți să-ți faci un suc, așa. Cine e mai anemic sau are probleme de genul ăsta, cei cu boli hepatice, iarăși foarte bună sfecla, dar și gătită își păstrează aceleași calități, da? Bun. Și ele, nu mai amintesc de efectul, deci v-am spus cam caracteristice grupelor, da? Acestor, da. Bun. Ce mai avem? Roșiile, aici tot așa am să menționez, și ei au antioxidanți foarte mult și tot așa licopen conține în special roșia, un antioxidant puternic, dar și aici îmi place să precizez, tot așa nu își pierde calitățile roșia, chiar dacă o facem suc de roșii și o folosim iarna și bem sucul de roșie. Din contră, prin fierbere se crește această cantitate de 4 ori. Deci vă rog să folosiți cu încredere sucul de roșii. Se dă și în curile de slăbire. Atenție la dar cei... Dar nu cu vodka. Nu cu vodka, da. Așa, atenție la cei cu afecțiuni gastrice, mai arde, ne poate arde, cum se zice popular, la stomac, și atenție la cei cu probleme cu litiază renală, conține mulți oxalați. Deci, uite că fiecare, dacă le luăm pe rând, are calități și așa. Și sunt foarte bune. Sigur, sigur. Și să știți că strugurii, prunele, le găsiți acum e sezonul lor. Bun, struguri mai găsim și peste iarnă, să zic, dar cele adevărate le găsiți dar acum. Dacă mâncăm stafide,
se păstrează mare parte din se păstrează, da, sucurilor. Prin uscare, da. Atenție că se concentrează zahărul. Da. La fel și cu prunele. Își păstrează calitățile laxative, pruna își păstrează calitățile laxative, asta e cunoscut deja, prin sorbitol, un zahăr conținut de prună. Deci și prunele uscate sunt foarte sănătoase, da. 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 Dacă să păstrăm analogia, o să trag concluzia că am făcut bine că am băut țuică cu prune uscate înăuntru. În ea la o nuntă acum. Da, 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 da. Deci am îmbinat, depinde câte țuică ai băut. Dacă ai băut un păhărel, ai făcut foarte bine că ți-ai făcut și vasodilatația, ai mâncat și... Evident că... Nu m-a beneficit. Perfect. Încă nu-i treaz, Dragoș, desigur. Da. Sandra, îți mulțumim foarte frumos că eu ai venit la noi. Această dimineață, săptămâna următoare, te așteptăm cu subiecte la fel de interesante. Mulțumesc frumos. Hai mulțumesc. Să vedem horoscopul, dragii mei, cu colega noastră, Doriana. Bună! Dacă printre dumneavoastră mai sunt care nu și-au luat ieri banii, se poate întâmpla asta și azi. Și tot e bine, nu? Mai ales dacă vă gândiți că aveți deja în plan o cheltuială pe mâine sau poimâine și aveți nevoie de lichidități. Taur. După momentele frumoase de ieri, pe care le tot rememorați azi, aveți din nou speranța unei îmbunătățiri a vieții dumneavoastră sentimentale. Dacă veți fi atent la dorințele jumătății dumneavoastră, această speranță nu va fi deșartă. Gemeni. Comunicarea prin mijloace verbale sau nu este azi cea mai bună cu cei tineri, chiar foarte tineri, copii, nepoți, veri, fiini. Și dacă nu vă răspund ei, nu vă alarmați, vi se vor lăuda părinților cu ceva noutăți despre aceștia. Rac. Gelozia sau ce vă dă starea aceasta? Poate că nu e cazul, poate e doar un test și sunteți pe punctul de a-l pica. Ce-ar fi să păreți dacă nu chiar reușiți să fiți indiferent și veți avea mai mult de câștigat ulterior? Leu. Trucuri și scamatorii, jonglerii temporale, cam asta veți face azi sau așa va trebui să procedați ca să vă ajungă timpul la câte solicitări aveți. Plus că țineți neapărat să rămâneți simpatic și politicos cu toți. Cam greu. Fecioara. Dacă vă mai doriți o școală, o calificare, o diplomă pe care să o adăugați la palmares, ar cam trebui să vă grăbiți cu luarea deciziilor ca să mai fie locuri unde vă tentează mai mult. Să nu uitați și de costurile aferente. Balanța. Dacă ați dorit să faceți o faptă bună ca să vă simțiți mai bine pe dinăuntru, cel mai simplu ar fi să vă împăcați cu cineva care v-a supărat sau v-a jignit. Împăcarea însemnând să iertați și să uitați, altfel nu e valabilă. Scorpion. Felicitat sau invidiat pentru rezultatele obținute în ultima vreme, nu vă opriți să vă faceți planuri mari pe mai departe, căci doar gândirea pozitivă vă poate ajuta, vă spuneți, și sunteți foarte aproape de adevăr. Săgetător. Ceva nu vă place sau vă plictisește în oralul dumneavoastră de zi cu zi și ați dori să puteți schimba asta. Dacă nu depinde decât de dumneavoastră, e simplu. Dar dacă aveți șef, atenție cum îi propuneți să se întâmple schimbarea. Capricorn. Nu vă place când dumneavoastră vă plătiți datoriile față de toți și nu se întâmplă și reciproc. Nu vă obosiți să-i judecați pe ceilalți, căci un simplu refuz la prima lor solicitare le va reaminti de datorie. Vărsător. Oamenii care v-au solicitat ajutorul sunt cam tot aceiași. Nu știu cum se face. Poate i-ați obișnuit să nu-i refuzați. Dar nu e un lucru tocmai bun dacă nici nu își mai pun problema să se descurce singuri. Și zodia Pești. Poate nu e drept să vă gândiți la anumite moșteniri, însă fără să vă informați măcar, nu veți ști ce să faceți la momentul respectiv. E doar o măsură de precauție pentru dumneavoastră, nu o provocare pentru rudele dumneavoastră.